Evoluția traficului pe aeroportul din Iași este una dintre cele mai spectaculoase din țară. Astfel, dacă în 2012 erau înregistrați 176.000 de pasageri, anul trecut s-a ajuns la 881.000. Pentru prima dată în istorie, aerogara din capitala Moldovei a atins borna de 1 milion de pasageri. Anul viitor sperăm să sărbătorim 1 milion de pasageri mai repede, sunt undeva pe la jumătatea anului, asta ar însemna până la sfârșitul anului să depășim valorile înregistrate în acest an. Ne dorim ca iarăși anul viitor să ne găsească la acest moment cu proiecte începute, să fie în fază de execuție și termenul cel mai scurt, cu ajutorul companiilor aeriene, să mai putem anunța destinații noi. Pasagerul cu numărul 1 milion este doamna Veronica Pop, o tânără mămică ce călătorește des împreună cu fiul ei, Răzvan. Astăzi au sosit de la Köln la orele 13. Nu știu, am avut noroc, cred că. Sunteți norocoasă în general? Nu chiar. Nu. Cred că este primul premiu câștigat din viața mea. Dar aveți un noroc deosebit, sunteți mămică, așa? Asta este cel mai mare noroc. Normal că a fost un dar. Nu mă așteptam să... Nu ne așteptam să fim primiți așa. Probabil Răzvan este norocos. Din aceeași aeronavă a coborât și pasagerul cu numărul 1.001, doamna Felicia Putina. Am aterizat de la Chiol. Este de așteptat ca următoarea dumneavoastră destinație să fie către... Tot Chiol. Gestul pe care l-au făcut cei de la aeroport cu siguranță v-a surprins. Plăcut. Oficialii aeroportului Iași au premiat astfel și pe cea care începe lista următorului milion de pasageri.